Mă auziți? Nu mă auziți. Dacă mă auziți, mă auziți bine? Da, eu vă aud bine, dar dumneavoastră nu mă auzeați, probabil. Da, vă aud și eu acum. Da, e în regulă, vă aud. Ce aveți nou de la ultimul interviu? Vreo Da. reacție ceva a organelor, a autorităților? Nu. Soțul meu acum se află în penitenciarul Galați. E la Galați. El e cardiac. Acum și Soțul. soțul, da? Da. Soțul e la penitenciarul Galați. El e cardiac. De 5 zile e în refugiu de hrană. Refuz Care de nu hrană, are adică greva foamei. greva foamei, da. Ca să, da, să înțeleagă toată lumea. Am sunat la penitenciar chiar acum. Este vorba de domnul Andrei Ahile. Domnul Andrei Ahile este comandantul secției, care până să intre în refugiu de hrană a venit la el și a zis: știu că nu ești vinovat, a zis, știu că tu nu ai nicio vină, dar spune-mi persoana care a făcut acolo în cameră ceva. Și el a zis așa: suntem 10 înși aici, dumneavoastră știți mai bine cine e vinovatul, eu nu pot să fiu sifon. Exact așa s-a exprimat. Nu, pentru că nu am cum. Vă dați seama, dacă el ar spune și ar fi sifon, că nu e bine. Acolo e o chestie care nu ai voie să... Așa. Și el a mers pe refugiu de hrană, nu a semnat și nu a făcut nicio, că se face un Bun, dar care e document. motivul grevei foamei, a refuzului de hrană? Că i-a Pentru că i aplicat o s-a... pedeapsă sau ce s-a întâmplat? Exact, i s-a dat un, cum se zice, un raport, i s-a făcut un raport, care știți că la raportul ăsta mai stă acolo, la... Da, are consecințe. Exact, și pentru ce i se dă un raport degeaba? Păi ceva ziceți că s-a întâmplat, doar că el nu vrea să spună cine a făcut asta și... Da, nu vrea să o spună, pentru că a zis că nu e normal să o spună, că nu. A zis, eu nu sunt sifon, deci domnul comandant Vasile Andrei Ahile chiar a venit și i-a zis pe față: știu că nu ești vinovat, știu că nu ești tu, dar spune-mi tu persoana aia. Și el a zis, eu nu pot să vă spun persoana aia. Deci Știți ei, dumneavoastră mai bine. administrația aplică pedepse la întâmplare ca să-l Exact. determine pe cel care a fost pedepsit, să-l toarne pe cel care a făcut fapta, Exact, ca să nu răspundă el. Și atunci oamenii sunt puși într-un fel de șantaj, într-o situație delicată. am sunat. Am sunat și am spus ce pot face. Eu sunt de la București și nu pot ajunge la Galați. În cel mai rău caz o să merg în ANP, în audiență, să intru, o să sun la o televiziune, o să fac ceva, pentru că nu se poate. Soțul meu e cardiac. Dacă el cade în secunda asta jos și moare, că v-am zis, mai mi-am pierdut un frate tot de neglijența penitenciarelor și tot asta, atunci cine răspunde de el? Trebuie să Cu facem fratele s-a ceva în întâmplat lumea la asta. Focșani. La Focșani, Dar da, mai ieri exact, am știu. auzit că au murit vreo doi la Giurgiu și tot nu se știe ce a fost Da, în custodia știu. Ba statului. chiar v-am văzut și chiar am vrut să viu cu dumneavoastră la protestul ăla, să știți, că am Păi, văzut că... protestăm azi, da, la Ministerul Justiției. Și poate în Da, zilele chiar... următoare la Avocatul Poporului, poate la ANP, o să vă Să alăturați știți când că... puteți. Da, vreau să merg și eu, chiar vreau să merg și eu. Ne-am înțeles. Deci nu... Da, nu se poate așa ceva, deci nu ia în seamă, nu le dă nicio... Sunt niște animale în penitenciare, pur și simplu nu sunt oameni. Sunt animale oamenii care sunt deținuții. Și Sunt atunci noi tratați familia... ca animalele, da, am înțeles. Exact, sunt tratați ca animalele și noi familia nu putem face nimic. Ce să facem? Cum să-i ajutăm? Cum să... Da, primul pas e mediatizarea, sesizarea organelor abilitate, să meargă să verifice, să investigheze. Dar înțelegeți și dumneavoastră cum să afle organul de anchetă ce s-a întâmplat în celulă dacă deținuții au cultura asta a nedenunțării faptelor. Atunci își asumă riscul. Nu știu dacă poți să-l pedepsești pe cineva dacă nu ai dovada vinovăției lui, dar în închisori, iată, se poate întâmpla și așa ceva. Da, și mai ales că domnul chiar a venit, domnul Andrei, și i-a spus: știu că nu ești vinovat, știu că nu ești tu, deci i-a spus-o pe față. Știu, dar spune tu, și a zis: domnule, dar de ce să spun eu? Dumneavoastră știți mai bine cine ar fi,
și eu nu am cum să fac sifoneală, pentru că acolo este altă lege față de afară. Dacă ai sifonat, Da, ai consecințe, poți să fii chiar și omorât. Exact, exact, exact. Și atunci am avut o vizită chiar acum o maximă oră online, arată îngrozitor, îngrozitor, să știți, pentru Da, că a câta zi ține foame? A câta zi da, ține? A câta zi? a cincea, a cincea zi, a cincea și mai avea încă 2 săptămâni să stea acolo ca să facă până la capăt de linie termenul care este acolo. Când pe acest om, cred că mai mult de 58 până 60, e mult 60 de kilograme, atât are, bolnav cardiac. Dar pedeapsa în ce constă? A fost izolat într-o carceră din asta, într-o celulă specială, izolat singur Da. sau ce termen? A, și de cel cât stă închis acolo, refuză să mănânce. Exact, nu are voie absolut nimic decât apă să bea. El are voie, dar nu vrea. Că înțeleg că o face voluntar, în formă de protest, nu? În formă de protest, dar chiar a cerut puțin zahăr la un moment dat, că îl țepa foarte tare inima și n-a vrut să-i să dea niciun pic de zahăr. A zis, dacă îți dăm zahărul, te scoatem din... Ciudat, ciudat. Foarte ciudat, deci vă dați Dar seama, totuși am el, vorbit... izolat și pedepsit fiind, are voie să vorbească cu rudele, da? Da, Prin Skype, i-a prin... dat vizita online, da, am putut să o iau, da. Chiar Că am putut există să și iau, pedeapsă că nu mai dă voie să comunici cu rudele, știu. Există și așa ceva, da? Care nu ai voie nici la telefon, nu ai voie nici absolut nimic, da? Nici la magazin Pachete să mergi și tot să-ți așa, faci da, cumpărături. diverse pedepse, am Da. înțeles. Da. Mulțumesc, doamnă, pentru relatare, am înregistrat și o public chiar acum, după care vorbim poate după protest, înaintea următorului protest. Sper să auzim și de bine de la Galați, ziceți, da? De la Galați, penitenciarul Galați, da. Da, vă rog din suflet, vă rog că e foarte multă lume care nu poate să facă absolut nimic. Deci chiar eu o să merg și la ANP mâine pentru că sunt din București și trebuie să merg. O să mai sun și altă televiziune, deci sunt foarte disperată și trebuie să fac într-un fel. Pentru că e un om cardiac, am trecut printr-un deces și n-aș vrea să se mai întâmple și al doilea, vă dați seama. Deci sunt Corect. foarte disperată. Dar așteptăm rezultate și de la ANP mâine. Sper să vadă interviul ăsta și să reacționeze adecvat. Vă rog din suflet. Mulțumesc frumos, o zi frumoasă! La revedere!